Haideți să mai încurajăm echipa României, să-i ajutăm, să-i îmboldim. Bine, bă, Dănuțe, bă! Bine, Dumbrava! Intră! Șobi! Ai om căzut! Nu te grăbi! La margine! Atenție Costel acolo. Atenție la primul om. No, Costel! De ce Paulica așa? Atenție! La overtură! La overtură! La... Jos, mă! E la noi! E la noi! Posesia. Numai de ei. Putea să dați și un trebuie. De asta e dat pe lui Costicăru, da? Da. Este dincolo, cum să nu, a dat o eleganță. Bă, dar să lucă acolo de s-a anulat. Ce sari el, mă? Nu, șocuri! Hai că le-am dat șoc, le-am dat șoc, le-am dat șoc, e bine că le-am dat șoc. Hai, da. Două șocuri, să vină de jos! Ce faci? Hai, în echipa Rusiei s-a produs o schimbare, numărul 16, Vladimir Markenko. Domnule, domnule, bucur de picior în primul la noi. De domnule, trebuie în primul la noi. Au, dacă facem la mână, atacă la mână, facem la ei. Le-am dat șoc, le-am dat șoc, e bine. Și! Le-am dat șoc, le-am dat șoc. Înainte, înainte! Da, da! Bine, băieți! Bine! Bun șoc, cu tot, bravo! Echipa noastră are nevoie de încurajările dumneavoastră. Haideți să nu o lăsăm la greu. La România! România!
No, no! Au intrat din lateral. Bă, din prima! Nu pe grămadă, din prima! Nu 7.000 de aici! Păi vorbește cu aia! Noi am venit din lateral. Paravan, dau 1, 2, 3, asta are, dacă am făcut 3 și paravan. Dacă ratează trecea, și acum îi dăm un premiu. Nu știu, dar arată mult. Nu a dat una. Scorul a devenit 12 la 15. Încă mai este timp pentru victorie. Haideți în continuare să-i încurajăm. Hai, piticule! Bine, am mai oprit timpul, poate chiar un sfert d'oră mai e chiar un sfert d'oră. Nuțu! Rămâi în spate! Rămâi în spate, tu! Așa! Pe partea aia! Echipa României este numărul 2, Bogdan Zebega, intră numărul 17, Maxim Florin. De ce a scos oameni din grămadă?